În țara vecină continuă recensământul populației și ale locuințelor. Reprezentanții Biroului Național de Statistică de la Chișinău precizează că această înregistrare a numărului de locuitori se realizează o dată la 10 ani și este necesară în monitorizarea nevoilor umane. Basarabenii sunt îndemnați să-și declare naționalitatea până în data de 7 iulie. Detalii aflăm de la colega noastră, Maria Nedelcu. Aproximativ 402.000 de persoane și 290.000 de locuințe. Așa arăta situația populației din Republica Moldova până în data de 16 aprilie, obținută de Biroul Național de Statistică de la Chișinău. Recensământul va continua până în data de 7 iulie, timp în care vor fi colectate date despre anul și locul nașterii, locul actual de trai, limba vorbită și nivelul de educație. Totodată, cetățenii vor fi întrebați despre condițiile locuințelor în care trăiesc, dotarea acestora cu sisteme de canalizare, aprovizionare cu apă, modul de încălzire, suprafață, materiale de construcții. Basarabenii sunt îndemnați să-și declare naționalitatea românească și de înalt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Citez, este datoria noastră ca români și creștini ortodoxi să ne mărturisim identitatea românească cu demnitate și de plină recunoștință, să cinstim neamul și să contribuim la perpetuarea valorilor și tradițiilor noastre care ne definesc prin mărturisirea credinței ortodoxe în cadrul recensământului, afirmăm legătura noastră strânsă cu Biserica lui Hristos și ne angajăm să trăim în conformitate cu învățăturile ei dumnezeiești. Basarabenii își pot declara naționalitatea, dar și limba vorbită direct recenzorului. Răspunsurile vor fi introduse pe un dispozitiv electronic și vor servi statului pentru a stabili numărul exact al populației rezidente din Republica Moldova, dar și pentru a crea baze de sondaj pentru stabilirea unor condiții mai bune de trai pentru populație. Este de reținut că datele oferite în cadrul recensământului sunt confidențiale și protejate prin lege.